Când eram eu copil, jucam ascunsela sau alte jocuri în aer liber. Povestesc vârstnicii din oraș. Nu aveau calculator, nu aveau DVD, poate nici televizor și totuși au reușit să se bucure de o copilărie fericită, de care astăzi își amintesc cu drag. În zilele noastre, copiii stau de mici cu ochii în calculator și mulți uită să se joace. Astfel ne-am hotărât ca de 1 iunie să-i învățăm să se joace, să-i învățăm șotron. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. Când să ne îndrăznețe, în faptele vă schimba. Confinește dispusit să mă face fericit pe voi, părinții ce veți fi. Copiii nu au fost astăzi la școală sau la grădiniță. Cu toate acestea, puțin înainte de orele prânzului în oraș, erau doar câțiva vârznici, nici urmă de vreun micuț, deși soarele tembia parcă să uiți de tine pe o bancă în parc. Copiii au astăzi alte preocupări, nu e ca în alte vremuri. Când eram copil, ne jucam de ascunsele, cu cer, cu tot fel de jocuri în aer liber. Cum vi se pare faptul că copiii stau mai mult în fața calculatorului? Foarte rău. Acum, într-adevăr, că cum cât de mititel în fața calculatorului, ba la televizor, la desene animate, nu, el nu știe să iasă afară, să joace în aer liber, să... aerul, atmosfera, mai altfel ar fi. Păi eu mă jucam cu cai, când era copil, purtam cu cai și eram din șoarte de pământ. Cred că totul ce e în aer liber e mult mai plăcut, se dezvoltă mai bine, mai e cu totul altceva, decât închis într-un bloc sau știu eu, într-o scară undeva, e mai multe parcuri din astea, uite așa, uite, făcute, amenajate, ferite de drumurile publice ca să nu iese acolo, ai venit cu el să-l distrezi și vine o mașină și să-l călca. De aici, orice, în aer liber, orice e mai bine. Dar ai mei nepoți, când au fost mici, acum mai am coarda de la ei și are fetița 26 de ani. Spuneți-mi cum vi se pare că îi scoatem pe copii de la calculator și învățăm să joace jocurile. Da, e foarte bine. E foarte bine ceea ce se face. Pentru că calculatorul le dăunează și la vedere. Foarte mult le dăunează la vedere. Eu îi văd că sunt așa cu ochii obosiți, mai obosiți decât ar citi o carte. Campania inițiată de televiziunea Făgăraș Eu știu să joc șotron se pare că e mai mult decât binevenită pentru micuții făgărășeni. Măcar pentru o zi, toți copiii din grădinițe vor juca jocurile copilăriei noastre, în aer liber, așa cum s-au jucat alte generații.